armatele private ale Rusiei, căci nu e vorba doar de Wagner acolo, și despre ce urmează în continuare pentru Putin în Federația Rusă. Vă prezint invitații mei și ai dumneavoastră de la această oră. Este alături de noi, printr-o legătură video, domnul general Cristian Barbu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule general! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! De asemenea, se alătură sociologul Bruno Ștefan. Vă mulțumesc, domnule profesor! Și tot printr-o legătură video este alături de noi Anatol Șalaru, fost ministru al apărării din Republica Moldova. Vă mulțumesc foarte mult! Bună seara! Bun, așadar, domnule Barbu, vedem aceste informații care vin mai degrabă pe filiera autorităților ucrainene că la Zaporojie există posibilitatea unui atac terorist. De altfel, ei ne tot spun de foarte mult timp. Este o zonă care e foarte sensibilă, fiind cea mai mare centrală nucleară din Europa, cu cele 6 reactoare. Însă aflăm acum că rușii de ceva timp retrag angajații de la Zaporojie. Așa este. Se pare că informațiile sunt verificate și sunt corecte, pentru că și Agenția Internațională pentru Energia Atomică a specificat faptul că o parte din personal a început să fie cumva retras sau trimis acasă, dar să ținem cont de faptul că activitatea acestei centrale nucleare, din punctul de vedere al producerii de energie electrică, este cumva suspendată, dacă nu am putea să spunem chiar complet oprită. Au rămas numai elementele cu privire la siguranța în exploatare și cele care sunt uzuale în astfel de momente, adică cele de întreținere pentru capacitatea firească de a păstra cumva centrala sub observație, dar producerea de energie electrică efectivă a fost sistată. Însă există un pericol acolo, cum foarte bine spuneați, și probabil că îl vom comenta în momentele imediat următoare, prin ce ar putea să apară acest pericol iminent. În analiza dumneavoastră, care este cel mai mare risc la care putem fi expuși în legătură cu ce se întâmplă acum la Zaporojie? Pentru că ucrainienii spun de ceva săptămâni că rușii au minat centrala. Nu cred că este posibilă o explozie nucleară tip, eu știu, Cernobâl sau cum s-a întâmplat în Japonia. După părerea mea, este exclus, pentru că măsurile pe care le-au întreprins până acum specialiștii care exploatează această centrală fac ca o astfel de acțiune să fie aproape exclusă. Dar există posibilitatea ca o serie întreagă de elemente tip rezidu radioactiv să fie aruncat în aer și să fie, dacă vreți, împrăștiat în atmosferă printr-o serie întreagă de explozii terestre sau aeriene. Aici este un pericol cu privire la răspândirea acestui material radioactiv pe suprafețe întinse, dacă ținem cont și de curenții de aer ascendent și, sigur, orizontali. Dar nu va fi o explozie nucleară cu un epicentru și cu o rază, eu știu, de 700, 800, 1000 de kilometri, ci această deplasare a unui nor radioactiv, mai ales pe baze, dacă vreți, pasive și nu active de tip exploziv. Da, domnule ministru Șalaru, este poate unul dintre cele mai mârșave tipuri de șantaj pe care îl face Federația